imaginea profană fixește de mai mare. Acasă. Clasa A. Ce să spunem? Facem un test pentru o variantă de teză. Așa. Test. Variantă. Variantă pentru teză. Am început seria acestora. Da. Pentru că nu foarte tare. Pentru că recapitulăm toate materiile. Exact. Bun. Determinați toate numerele naturale de forma 14-a. Determinați. Toate numerele naturale de forma... Toate numerele naturale. De forma N. E 14-a, parat. Divisibile cu. Zicem așa de regulă aici. 1-4-a. 1-4-a? Da, așa dită. Da. 1-4-a. 1-4-a. Divisibile? Divisibile cu. Am. Întâi cu anii 2. Cu 5. Cu 2. B cu 2. B cu 5. 5. Și C cu 10. Adică alegem din ele? Nu, nu, nu. Fiecare am virtual, după aceea cu... Deci prima este... Câte 5 puncte la fiecare. Pe bune? Da. Cât ar trebui să se împartă la 2? Ca să se împartă la 2, trebuie să fie 0, 2, 4, 5, 6, 7. Deci 1, 4, A, trebuie să aparține mulțimii. Și dăm răspunsul direct, da? 1, 4, 0, 140, 142, 144, 146, 148 și cam atât, da? Deci 140, 142, 144, 146, 147. Divizibil la 5, care se însemna Ștefania? Ultima cifră trebuie să fie 0 sau 5. Corect. Deci 1, 4, A. Trebuie să aparțină mulțimii. La 240. Și 145. 145. Iar la C, ca să fie 1, 4, A, ca să fie divizibil la 10, trebuie să fie și la 2 și la 5. Și la 2 și la 5. Adică trebuie să fie doar 0. Doar 0. 140. Ca să fie și la 2 și la 5, de intersecția. Da. Câte 5 puncte numai. Da. Eu mai adaug ceva. Se fie divizibil la 3. Aici. Dacă este divizibil la 3, numărul poate să fie... Deci 1, 4, A, divizibil la 3. Atunci poate să fie A egal cu 1. Atunci eu sunt 145. 4 plus 5, 5 plus 1, 6. Deci sunt la cifre, doar trebuie să facă cât? Să facă? Numărul care se împarte la 3. Exact, la 3. Deci primul ar fi 1. Deci, 1, 4, A aparține lui 141. 141. 143. De ce este 143? 5 plus... 144, mă scuzați. 144. Că deci, de 9. Aici fiindcă au făcut 6, mai adăgăm încă 3 și atunci îl mărim pe 1 cu 3 unități și vine 144. Apoi 147. Și apoi 147. Că dacă îl ridic cu încă 3, depășesc, da? Deci, pe scurt, doar aici ne-am oprit, 147. Și dacă vreau să fie 1-4-a, divizibil la 6, 1-4-a, divizibil la 6, dacă și numai dacă, 1-4-a, cui aparține? Observați că îmi permis să mai lărgeze spune cu 140, stai 2 secunde. Ca să se împartă la, ca să se divide la 6, trebuie să se divide la 2 și la 3. Așa. Ascultă aici, divizibilitatea la 3 și divizibilitatea la 3. Adică noi ne-am uitat la numele care s-au împărțit la 3 și vedem sigur un număr care se face și la 3, 144. Vezi? Da. Foarte rapid am făcut selecția. Da, este la 3. Sigur un număr care se împarte... Așa, 144 este.
Și fiindcă eu asta sunt, nu am la 9 toate numele. 1, 4, 6, este divizibil la 9. Ca să fie divizibil la 9, este aceeași regulă ca la 3. Suma cifrelor trebuie să divizibil la 9. Adică? Adică singurul număr o să fie 144. Foarte tare! Pentru că 4 plus 4 plus 1 o să fie 9. 4 plus 4 plus 1 face 9. Și nu mai există un număr. Și nu mai există un număr. Deci să se divide la 9. Deci 1, 4, A să se divide la 9. Dacă și numai dacă A, 1, 4, A, egal cu 144. Se facă 9. Că dacă vreau să facă dublu din 9, 18, nu vreau șanse. Că 4 este numai cifră. Dar la 19 nu mai ajung. La 18 nu mai ajung, nu? Bun. Iată că am mergit discuția de la ce a cerut autorul. La divinitatea la 3. Ce am urmărit-o când am cerut și la 3, și la 6, și la 9? Ați mai să ne dăm seama dacă am învățat regulile care le-ați dat. Că 6 este în cadrul 3 și că 9 este aceeași regulă ca la 3. Așa. Deci acest lucru n-am avut eu în vedere. De acord. 2. Determinați și ta x din. X din. 2, 1, x barat. 2, 1, x, da. Plus 75. Plus 75. Egal cu 294. 294. Asta era A. A. Da. Idei. Păi, pentru acestea putem scrie că 2, 1, x este egal cu 294 minus 75. Și atunci 2 cu 1. Ah, să scriu într-un alt mod. Da. Deci echivalent. Sau puteam să le aflăm și la fermă. Hai să merg idei. 2 cu 1 x este egal cu 14 minus 5, care o să dea 9. Deci 9. Așa, 9. Apoi 8, o să dea 219. 1, 219. Și, și atunci o să spunem că x este egal cu 9. Deci ca să se întâmple să fie egalitatea asta, echivalent va spune am 2, 2, 1, 1, x egal cu 9. Asta ca să fii sigur. A fost dar ca să slăbuțe. Poți să faci și în anumite să vezi cât plus 5 se dea 4 și atunci de 9. Deci puteai să faci și cum? Cât direct. Plus 5 se dea 4. Da. Și în momentul acela spune 9 și apoi vedea dacă este corect. Ea observă și asta. 5 plus cine se facă 4? Și apoi 7 9. Plus 8 care rămâne 1 și îți dă rezultatul. Deci și așa fără să... Stai la A, da? Da. Și da. 5 puncte. Benic. Benic. 4, 8, x barat. 4, 8, x barat. 8, 5. Mai mic egal decât 2425. 2425. Aici trebuie să spunem că 48x barat este mai mic sau egal decât 2425 împărțit la 5. Deci echivalent va spune 48x barat. Aici nu mai putem să facem prin cealaltă modalitate pentru că sunt foarte numere care, foarte multe numere care nu știu cu 5 se dea. Hai să vedem. Deci așa direct nu se mai merge, nu? Și atunci 24 împărțit la 5 merge de... Merge de 4 ori. Perfect. Apoi o să fie... 20, rămâne 4, 40 de 8 ori. 4, și 4, apoi 8. Rămâne 25 care dă 5. 485. Atunci x este egal cu 5. Nu cred. X-ul este cu 5. Ai mai mic... E mai mic sau egal? Mai x poate egal. Să fie egal cu 0. Deci ajută că x aparține puțin valori. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Asta e. Deci x-ul urcă de la 0, 240, 241, 242, până la 244. Deci mai mic sau egal. D'accord. 10 puncte. 10 puncte. Puneți-vă punctajul drept acolo, da. Ca să știți când faceți. Ce? Ce? Și ce? Da. 3,2x barat. 3,2x barat. Plus x1 barat. Plus x1 barat. Egal cu 376. 376. Ah, păi destul de ușor și acesta. Că o să facem
că 103. Deci confundim numerele mai pe scurt. Dar deodată ai putea să faci observații? Poate da. Să zic sub deodată. X este egal cu 5, pentru că 5 plus 1 dă 6 și 5 plus 2 dă 7 și rămâne 3. Repede, 5 și 1 face 6 și 2 și cu 5 numai bine se leagă. Dar am două controle, simultan, da? Da. Deci de aici trebuie observația asta? Adică 5 plus 1 egal 6 și 2 plus 5 egal 7 rezultă X egal cu 5, da? Este egal cu 5. Și cu asta s-a terminat. Tot așa de bun, tot așa de bine puteam să și lucrăm 300 plus 20 plus x e plus 10x plus 1 egal cu nu știu cine și făceam calcul și ne dea x egal cu final 5. Dar mie îmi place și observație. E vreo observație că e mai repede. Dar scrim asta, x plus 1 egal cu 6, 2 plus 5 egal cu 7. Că nu poți scrie direct rezultatul, că spune omul că ai copiat. Da, deci trebuie să ai argumente pentru... să argumentezi chestia asta. Trebuie. Aflați diferența dintre 5 la 3 și 5 la 2. Aflați diferența. Dintre 5 la 3 și 5 la 2. Ce culege aici? Dintre 5 la 3, da? Și 5 la 2. Și 5 la 2. Of, nu înțeleg de ce... Că la trebuie să fie da, dar au dat înainte de test, varianta citală, test mult mai grele și acum... Ei, probabil că se epuizează. Autorii nu au dat față. Da. 5 la 3 și 5 la 2. Nu este împărțire. Diferență. Și putem să le facem pur și simplu. Deci 5 la 3 egal 5 la 3 minus 5 la 2. 5 la 3 minus 5 la 2. 5 la 3 este egal cu 125. Și am fost 125 minus 25 și 5 mai puțin. Corect. Așa este diferența. Nu ne grăbim să zicem 5 la 3 și 5 la 3 și 5. Exact. Păi cred că aici a fost capcana. Aici a fost capcana. Că zici între 5 la 3 și la 4 cu 5. Poate nu să zic 5 la 3 și cu 9. 5 la 2, exact. Dar îți spune diferența? Îți spune care este rezultatul împărțirii. 10 puncte dacă o vine a crede. 10 dar tocmai asta a avut capcana la asta, când foarte rapide de 5. Da, că spune că e 5. La doua, este 5. De asta și valoră. Aflați numele naturale care împărțit de la 6, dau cât un egal cu restul. Naturale. Da, aflați numele naturale. Care împărțit de la 6. Așa încât. Nu e acesta. Numele naturale e da. Împărțire la 6, dau câtul egal cu restul. Câtul egal cu restul. Păi aici, trebuie să scriem că B, hai să spunem, nu împărțirea 6, egal cu A, rest A, cum ar fi. Da, păi... Așa, deci putem să scriem că B sau nu, nu este egal cu... Că nu împărțire cu restul. Da, deci, este egal cu 6 A. 6 cât? 6 ce? Plus ce, plus ce? Sigur că da. Și atunci să fie că B, nu, este egal cu 7 A. Ce? 7 ce? Și acum, da. Ce înseamnă 7 ce? Pe 7 ce înseamnă? Pe 7 ori câtul. Da. Adică? 7 ori, adică 7 ori... Dă un exemplu. Adică cum ar fi 21 împărțit la 7 egal 3 rest 3. Dar nu e bun. Noi trebuie să scriem că nu este egal cu 7C plus 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Deci, concret, cum credeți, cum ar arăta un număr de acesta? Puteți să-mi dați un număr? Un exemplu de număr? Da. Care? De exemplu, care se împarte la 6. Da. De exemplu, 30 și 7 împărțit la 6, dar trebuie să fie cât de egală cu restul. De ce nu sunt tu aici? Da. Să-l un ritmul care se ducea. Deci, atenție! Deci, nu din tipul ăsta, 7C.
Ideea este, acum, să dăm un exemplu și să îl vedem că dacă învăți la 6, dă același cât? Ok, Împărțit la 6. Merge. Este... Nu, nu-i bun. Nu-i bun cât de exact. Deci, nu îți zice, au vorbit din explicul și 7 cel. Nu așa. Vorbim de 7 cel, că 7 ori câtul respectiv. Deci dacă eu mi-aleg câtul 2 și restul 2, Nu lasă restul. Atent. Dacă eu mi-aleg câtul 2, atunci nu cum am. Pentru ce e egal? Nu poate să fie 14. Atunci nu e egal cu 14. Și pe acest 14 se împărțim la 6. 14 împărțit la 6. O să dea 2 plus 2. Așa. 2 și restul. Deci câtul este 2 și restul e egal tot cu 2. Câtul e egal cu restul. Da? Câtul e egal cu 2 și restul 2. Deci să văd din alt de exemplu. Câtul e egal cu 10, 7, 10 împărțit la 6. A, luăm un alt ce. Ce e egal cu 10? Și atunci nu arată de forma 7, 10, 70. Și dacă faci cu 70, 70 împărțit la 6, vă dea 10 de 10. Deci face 70 în 6. Încă o dată și rămâne 0. Deci 6, 1, 10. Stați, nu se poate. Nu se poate, pentru că restul trebuie să fie de la 0 la 5. Pentru că împărțitorul e 6. Da, și restul? Trebuie să fie egal cu câtul, da? Da, și atunci noi putem să spunem că câtul poate să fie 1, deci, poate să fie 2, 3, 4 și 5. Hai, așa putem să facem 6 în asta. Asta nu merge, nu dă câtul egal cu restul. Nu dă? Nu dă. Pentru că este, eu am pus 10 fără să mă gândesc că trebuie să fie de la 0 de la 1 la 5. Dar de ce la 1 la 5? Pentru că împărțitorul e 6. Deci împărțitorul fiind 6. Și restul este mai mic decât împărțitorul. Asta e. Deci asta e observația foarte bună. Și atunci... Deci teorema împărțirii cu rest. Fiindcă facem împărțirea la 6. Precizăm imediat. Nu ne apucăm de lucru. Ce precizăm? Ăsta. Asta e restul. Iar trebuie să fie mai mic decât 6. Atunci noi trebuie să scriem că iar care datul ce? Da, că acela poate să fie 1. Deci de aici reducte că ce-ul ăsta care ne-a ieșit. Care poate să fie 1. 2, 3, 4. Dar 0 poate să fie. Nu, pentru că nu poate să fie 0. Adică cum să-i trec un număr într-un număr de 0 ori? Că cum să poate să fie 0? Nu se poate, are. Adică, în momentul acesta, am spus că restul nu are rost să fie 0, restul la împărțire. Restul la împărțire. Da, să dăm împărțire exact, da. Noi nu putem spune 0 mere, dată la 6 oameni. Păi, cât de dăm dacă avem 0 mere la 6 oameni? Nimic. Păi tot 0 de dăm. Știm și de. Deci ce 0 merită? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Și 5. Hai să ne vedem pe rând dacă așa stau lucrurile, dacă este o treabă de șapte. Facem probă. Pentru ce e egal odată cu 1? Pentru ce e egal cu 0? Rezultă că nu este 0. 7 ori 0. Și 0 împărțirea 6 este egal cu 0? Și atunci 0 împărțit la 6 egal câtul este 0 și restul este tot 0. Și mergem. Apoi o să fie egal cu 1, o să fie numărat 7 egal cu 1. 7. 7 împărțit la 6 o să fie... Și facem proba. 7 împărțit la 6. Merge o dată, câtul egal cu 1 și restul egal cu 1. Deci, perfect, problema altă.
Pentru ce egal cu 2? Pentru ce egal cu 2, atunci 9 o să fie egal cu 14. 7 ori 2, da? 7 ori 2. Și o să fie 14 împărțit la 6, este egal cu 2 râs 2. 14 împărțit la 6, conduce la câtul egal cu 2 și restul 2. E bun? Pentru ce egal cu 3? Pentru ce egal cu 3? O să fie n egal cu 21. 7 ori 3 face 21. Rezultă atunci? Atunci rezultă 21 împărțit la 6. Da. O să fie egal cu 3. Rest 3. Și restul egal cu 3. Pentru ce egal cu cât? Ce egal cu 4? Pentru ce egal cu 4? 4 ori 7 o să dea 28. Da. Și atunci o să spunem 28 împărțit la 6. Câtul? Da, cât stau de 6 în 28, de 4 ori. Da, de 4 ori. Și restul? 4 ori 4. Corect. Și apoi să rămână 5 ori 7, cât egal cu 5. Atunci, atunci nu este egal cu 5 ori 7 și egal cu 35. 35 împărțit la, împărțit la 6 este egal cu 5 și rest 5. Cât egal cu 5 și rest egal cu 5. Deci numerele sunt? Numerele acelea sunt următoarele. 7. Deci n aparține mulțimei. N aparține mulțimei. 0. Da, 0, 7, 14, 21, 28, 35. Iată, după ce am făcut exercițiul, pare ușor. Dar hai să spunem, suntem cinstiți. Nu ne-am dat... Păi când v-ați zis acolo 7, ce e egal cu 7, ce nici m-am gândit că nu pot duce multiplul de 7 imediat. 7 ori 1 e 7. La 7 ori plecam imediat și care e vorba? Măcar pentru 1. Exact. Sigur că mergeam pe 0. Pe 0, dar ca și da, repede. Da, porneam. Fiindcă aici a apărut că nu e multiplul de 7. Exact. Dar multiplul de 7. Și pe aceea ți-ai zis, da? Multiplul de 7. După aceea ți-ai zis asta că ne oprim, că restul nu poate să fie. Ei, ne-am dus până la 70. Exact. Noi continuam și la un moment dat simțeam că ne oprim. De ce? Că am avut în raționament o slăbiciune, aceea pe care am remarcat-o mai târziu, multiplul de 7, dar până unde ce o? De valoare? Până la 5. Fiind împărțirea la 6, restul, care ne joacă aici, nu? Restul de aici este mai mic decât împărțitorul. Deci nu am sesizat că restul trebuie să fie până 0, 1, 2, 3, 4 și 5, restul împărțirea la 6. Deci vedeți niște lucruri foarte importante de pus autorul aici. Teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Da. Unde la rest spunem tot ce. Și face 7 ce. Și nu vine mai ales de 7 ce, Daria. De 7 ce, multiplul de 7. Dăm în ce valorile. Da, până unde? Unde? 1, 2, 3, 4, 7, de... Asta. Și sesizăm că nu putem mai mult de 5. Până de unde o întrebare, că dând noi valori, mergeau primele, dar și unde ne oprim? Până la oare. Unde ne oprim? Ne oprim până la... De 7. Așa, ne oprim unde? Ne oprim până la ce egal cu 5. Inclusiv. Da? Sesizăm și asta. 5 puncte. Da. Și de la cum voi nu vă dați 5 puncte. Ieșiți-o, ieșiți-o, a fost foarte frumos. Cât vă dați, măi? Hai să vedem cinstit. 5 puncte. Eu îmi dau 3. 3 puncte. Ești nici eu nu ți-ai dat. Uite, frumos gândește. Este exemplu că eu trebuie să-ți spune să dai două, că ai avut inițiativă. Doar atât până la 7 ce. Și ai mai avut inițiativa la un moment dat. 0, 1, 2, 3 și 4 și 5. Dacă e 0, 1, 2, 3. Și dacă și-a dat un punct, dă-ți două că ești aproape de mine. Da? Pentru că tu nu rămâneai la 7 ce, rămâneai aici la 4. Exact. Nu ai să-ți dai multiplul de 7. Da? Deci așa lucru trebuie să-ți dea de gândit și învățăm în fiecare chestie. Zice, asta da, lipsit da. Aici. Deci, dacă facem atenție, Daira, altă dată, îți spui tu ție, într-un dialog exact. Cu
de-a lungul tinerii înainte. Atenție, dar vezi așa ceva, nu mai sta pe gând, ok, putem. Și până unde îi dai, de acolo tu observai. Exact. Deci tu ai avut șansă să privi pe toate 5 puncte. Deși, exercițiul ăsta l-aș făcut acum mai mult. Am dat uneori pe aici 10 puncte, nu știu unde. Ei, da, dar vedeți puțin cu dificultate să notează cu puțin ca să le dea șansa să fie o da, dar mai da, da. Ideea este darea de ochi acolo. Nu ai calculat degeaba și a ajuns în egal cu 7C. Adică am și insistat. Păi de ce am ajuns la 7C? Multiplu de 7. Și fiindcă ieri Miruna ne-a făcut o observație, să lăsăm în ritmul care se gândesc ei, noi asta am focat. De ce l-am lăsat și să porniți voi. Deci era mai inițiativa voastră. Dar hai să începem mai aici, după ca să sigur că da, sigur că da. Deci capitolul 5, da? Deci capitolul 5. Deci facem exercițiul 5, 4 și acum 5. Arătați că interesant. Da, 5. Arătați că numărul am egal cu... Stați. Că domnul amic egal cu 2 la 5 minus 2 la 3 minus 2 la 3 minus 2 la 3 așa este puterea a 3 a unui număr natural egal cu un B la 3. Deci arătăm că rezultatul e ceva la 3. Păi putem să dăm pe 2 la... nu. Bă, da, putem să dăm pe 2 la 3. No. 2 la 3 minus 2 la 3, așa ai zis? Sau minus 2 la 2, așa. 2 la 5, minus 2 la 3, minus 2 la 3, minus 2 la 3, încă o dată minus 2 la 3. De 3 ore? Da. Deci, minus 2 la 3. 3. Egal cu 2 la 3, cum ați spus dumneavoastră. Este puterea 3 a unui număr natural. Dar asta nu l-ai făcut odată, nu știu. Nu știu. Posibil că nu l-ai făcut pe sărit. Hai să vedem cum îl face, dacă l-am mai făcut. Îl dăm pe 2 la 3 factor comun. Deci este egal cu... Aș continua aici, egal cu... Dăm pe cine? 2 la 3. 2 la 3 pe lângă. 2 la 2 minus 1. Pe la 2 minus 1. De aici. Și atunci o să... Și mai departe, da? Minus 1, minus 1, minus 1. Deci minus 1, minus 1 de 3 ori. Da. Atunci o să avem... Acum putem să scriem direct. 2 la 3 și facem paranteza aceea. 2 la 3 ori 4 minus 3, 1, 2 la 3, 1 egal cu B la 3, B la 3 și atunci o să fie 2 la 3, bine, egal cu B la 3. Și atunci este o putere a numărului. Păi este, 2 la 3 este o putere. Egal cu B la 3. Exact, cum mai scrie B la 3? Cu B la 3, ca să zicem că B egal cu 3, nu, nu are rost. Ca o curvă, nu, nu, nu. Profesor a pus B-ul ăla la 3. Adică la ce trebuie să ajunge? La ce trebuie să ajungi? La ceva la 3 ani. 5 puncte. Cu 5 puncte tot. Ai, între asta și ceva asta aici. Hai să ne cunoaștem. Asta este destul de simplu. Și s-a urmă de bine și ăsta. Dacă... Dacă știm să dăm pe 2 la 3 ani factorul cu mână, o, seama. Una. Sau dacă... mai puteai făcut și altfel. Calculăm concret. Da. Pe la 5 ani face... Pe la 4, 6, 2, 5, 32. 32 minus 32 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ori 3 care dă 24, 30 de minus 24. Face 8 și acum asta, 8 este 2 la 3 și putea face. Nu așa, așa. Lăcs calculezi toate ele, factor comun. Sigur că da, factor comun te duce rapid. Da. Ca apoi după ce afli numărul, se pui din nou la 8 de da. Calculați. Amic. Paranteză păcată, 5 ori. 5 ori. 2 la 2 minus 3, într-o paranteză rotundă. 2 la 2 minus 3, în paranteză? Da, da, da. Ori 7, plus 7 la 0, închide paranteza pătrată, împărțit la 6 la 2. Împărțit totul la 6 la 2. Păi acum am mai arătat aceea, trebuie să facem paranteza rotundă, că uite, nu știu să facem. Hai, Ștefania, să vedem. Ștefania, 5. Deci 5 ori. 12. Hai să vedem de ce 12. 2 la 2 este 4, minus 3. 3. 1. Vă zic înmulțit aici, nu? 4 ori 3 de aici. Da, nu, dar așa a scris. Da, așa a scris tu. 5. Ori 1. 5. Ori 7. Plus 1. Da, totul s-o parantez, împărțit la 2. 2 la 6 la 2.
Adică 36. 37. Și egal cu 35 și 1. 36. Și 5 puncte. 5 puncte. E chiar fost rău. Și B. Și B. Am și B. Acolată, paranteză băgată, paranteză rotundă. 6 la 2 a cu tot la a doua. Totul la a doua. Împărțirea 5 la a doua. Totul la a treia. Adică pătrată la a treia. Așa. Minus 3 la a treia. Minus 4 la a doua. Închide și acolada. Împărțirea 7. Haide, aveți. Sau din a doua, ca să fie mai ușor, putem să dăm pe... Hai să scriem, să mai deci facem. O să facem acolată. Așa. Paranteză pătrată. 6 la 2, 36, plus 64. Tot la a doua. Da, 364, totul la a doua. Sau... Păi nu, facem așa, lucrăm pasă. Poate să-ți mai greu, așa. Împărțitul la 50 la a doua. Împărțitul la 50 la a doua. În paranteză. Totul la a treia. Da. Minus 3 la a treia, 27. Da. Minus 16. Da. Împărțit la 7. Paranteza fază, deci la 7 egal cu? Este egal cu paranteza pătrată. Așa. 100 la a doua. 100 la a doua. Împărțit la 50 la a doua. Totul la a treia. Minus 27. Deci totul la a treia. Paranteza a treia asta, da? Da. Minus... Pot să adună totul la a treia, ai spus, da. Totul la a treia, minus 27. Minus 27, minus 27, să le adun, că le scad. Așa. Scăzut asta și scăzut asta, scăzut... 43 o să le ai datoria asta și ai datoria asta, înseamnă minus 43. Minus 43. Da. Iată... Asta am făcut așa. Au curaj să aventureze. Da. Au curaj să aventureze la chestia asta, pentru că au simțit că, de cursul, să spune, exercițiilor, scăzut și scăzut, e ca și cum aș scădea, ca și cum aș aduna și scazi mai mult, nu? Suma lor. Dacă ai făcut... scăderea asta din ce o fi dat aici, scăzut ăsta și mă scăzut ăsta, e de partea ei scădea rezultatul al dumneavoastră. Da. Este un prim moment. Nu au făcut nici ei, nici ei. Nici ei, nici ei, dar e un prim moment pe care ei l-au descoperit în discuțiile noastre, în lecții din urmă, în anii trecuți, că minus 3, minus 2, egal cu minus 5. Adică ai datorii 3 lei și mai ai încă datorii 2 lei, de parcă ai avea datorii 5 lei. Da? Este o primă chestie care merită să o rețineți. Iar minus 3 plus 4, cât face? Venim oameni, tot discutăm de asta. 1. 1 plus 1. Pentru că ai 4 lei în buzunar și l-ai părit 3. Dai cu cei 3. Deci plus 4 minus 3 și am dus practic la 3. Aș cum ar fi fost 4 minus 3. Este același lucru. Sau cum ar fi fost 3 plus 3. I-am întors, dar i-am întors cu tot cu semnul lor. Da, și același lucru și poate fost minus 3, plus 3, plus 1. Și rămâne 1, că... Corect, corect. Scalul 3, adun 3. Tu spui așa, minus 3, plus 3, plus 1. 3 scăzut, 3 face 0 și rămâne 1. Da? Tocmai ce gândesc de la Cristina Neumăs din Italia. Așa. Sunt în direct cu noi acum. Da. Și după ce termină varianta, să facem și cu ei niște efectivă. Au niște lucruri. Da, 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 ei ne urmăresc. Super peste. Iată, italienii. Sper să ne urmărim. Așa, mă bucur mult. Așa. Darius nu și-a spus. Davide, parte mi-a spus. Vă urmăresc, nu discut. Exact. Acolo stau cu ochii pe dumneavoastră. S-a terminat acolo? Nu, nu, n-a terminat. Avem același spunea și avem părțirea 7. Părțirea 7. Putem să împărțim bazele, fiind același exponent. Deci putem zice 100, împărțirea la 50, pe la 2. Deci pot să zic, chestii care noi știm, da? Da, pot să zic 2 la 2. Hai să zicem așa. 100 împărțit la 50, ca și prietenii noștri să înțeleagă,
Fiindcă și de împărțitul și împărțitorul au aceeași exponent. Și totul la a doua, și totul la a treia, totul la a treia. Minus 43. Minus 43, împărțit la 7. Și o să fie 2 la a doua. Egal. 2 la a doua, totul la a treia. Face 2 la a doua, totul la a treia. Minus 43. Da. Împărțit la 7. Și o să fie 2 la a șaptea, de 64. Se întreb dacă urmăresc în italiană. În italiană? Cum în italiană? Păi, sunt în Italia acum, ar trebui să... Ești în Italia, da. Păi da. Am glumit în sus. Am glumit în italiană. Da, că am spus să vă... Te-am pus în italiană, dragilor, răspundeți-mi. Da, 2 la 2, tot la 3. Adică de la 6 care de 64. 2 la 6, care face 64. Minus 43. Minus 43. Împărțit la 7 și o să dea 21 împărțit la 7 și este egal cu 3. 21 împărțit la 7 și egal cu 3. Da, calcul corect. 5 puncte. 5 puncte. Pe bune. Și la cel mai încă tot 5 puncte. Pe bogate și o pline. La cel mai am scris 3. Hai să spunem. 5 puncte și 5 puncte. Hai să spunem ce a urmărit autorul cu cine alegem din exercițiul ăsta. Da, ce curaj, cum să dă acolo minus 3 la 3, minus 4 la 2, dacă copiii ăștia ne-au făcut? Tocmai îl las așa, la etapa în care ei nu știu ce vor mai în român. Sigur că e în român, da. Ideea este următoarea. La copiii ar fi lăsat așa, sigur că minus da. Așa, că nu te dau minus 27, minus 16. Deci ei ne-a ajutat, aceea obțineau acolo 64-ul ăla. Și scade în 3. Și scade în 27, minus 16. Deci e foarte nașpa. Asta e ideea, că el trebuie să facă în etapă. Etape. Scade din 64 pe... Mai întâi pe 27, când scade pe 16 și... Exact. Și puteau să facă. Și că da, da. Deci nu-l obligă. 7, da. Nu-l obligă. Al grav ar fi fost, cum fac eu cu Mariu, lui Mariu îi pun următoarea casă întâia. Fac această paranteză, pentru că merită. A fost și călăstele. Da, deci cu Mariu. Acum pentru Mariu. Deci trebuie să ne auzi, așa că Mariu trebuie să urmărească. Deci, ce fac pentru Mariu este spectaculos. Discutam cu fiică mea. Deci tata este într-adevăr foarte interesant. Deci numai îi spune așa, 7 minus 8 plus 10 minus 11 plus, să zicem, 23 minus 27 și plus 50. Deci îl pun într-o dificultate maximă pe mare. Iar că vede 7 minus 8, aici... 7 minus 8 nu se poate. Pa, 10 plus 11 nu se poate. 23 minus 27 nu se poate. Da. Deci eu, știu ce să fac. Îi adun pe ăștia care sunt cu fusii, îi pun în față, îmi cresc puterea, zice. Și îl pune pe 7, plus 10, plus 23. Spectaculos. Deci, eu văd să fac asta, Mario l-a învățat. Chestia asta. Da, da, da. Plus 23, plus 50. Și tu pui ăștia care sunt datorit și las la sfârșit. Și vine minus 8. Deci, vedeți? E comută. Da. Și așează în prim plan ăștia cu plus. Și minus 8, minus 11, minus 27. Și el de aici se descurcă. Exact. Bă? Și el de lăsa reușește. Da. Spectaculos, nu? Da, da. Trebuie. Și până la fel, vă aduceți în ajutor. Deci, faptul că îi schimbă și cei cu plus în prim plan, voi sunteți cei care dau din putere, putere și cei cu mine s-au luat la sfârșit, zici, nu vă scad în trepte. Nu scad în trepte, ia tot și voi ăștia. Noi făceam asta când eram în clasa 4. Dar nu mă gândesc, are cine să vă spună din timp. Știți că domnul profesor întotdeauna va zis din timp. Mariu să știe foarte mult, dar cine să știe mai mult ca noi. Tocmai, de timpuriu, pe când și jucându-ne așa, el nu mai are o surpriză. Ne poate face și așa cu bucurie și haz și mare râde și se distrează da, da, și da, învață da. În plăcere. Și povestea aceea când scădem din 100 pe o
197, iarăși este pe perioada pe care îi place foarte tare. Zice, ai ceva? Nu. Poate lăsa, ai ceva? Nu, oamenii. Atunci, se duce pe mai în față și se împrumută suta aceea, o rupe de suta aceea în 90 plus o 10, 90 plus o 10. Dar un prieten, pentru să-ți ducă la clasa întâi. Da, aici sunt urmează pe mără. Când e despre acolo, nu știu. Da, da. Mai rău, te salutăm. Și ce discuție frumoasă să da, și pe bani, și pe bani. Hai să continuăm. Au câte ca suntem? Așa. Da, șase, da, șapte. Șapte. Se știe că mulțimea anii multe, are șase elemente. Știe că a minus b. Șase elemente. Hai că cardinal. Hai să zicem așa, nu? Cardinal. Eu zic că are șase elemente. Se referă la numărul lor. Da. Deci cardinal al lui a minus b este egal cu șase. B minus A, 8 elemente. Cardinal. Și când m-am calculat, îi zicea ta dumneavoastră acolo, era 44. M-am luat calculat, 44. Cardinalul B minus A egal cu? 8 elemente. 8. Da. Ai intersectat cu B, 3 elemente. Cardinal. Cardinalul A intersectat cu B, egal cu 3 elemente. Câte elemente al mulțimii are un intersectat? Intersectat cu B egal cu 3 elemente. Cardinalul lui A intersectat cu B face 3. Cardinalul înseamnă număr de elemente. Are un intersectat cu B. Cardinalul, pic. Să vedem întrebarea. Cardinalul lui A reunit cu B egal cu cine? Domnul profesor a spus A intersectat cu B. Da, A intersectat cu B. Cardinalul intersecției este 3. Hai să analizăm întâi. Să facem un exemplu. Tu știi vreo formulă, nu? Nu, da. Deci, mai făcut la mine. Foarte mult, deci am vrea să le înțeleg. Da, mă să. Zi. Așa. Deci, numerele comune au trei elemente comune. Deci, mulțimea A și B. Hai să-i facem. Deci, mulțimea A și B trebuie să spun trei elemente comune. 2, 3, 7 și la A mai pun. Și la A trebuie să mai pun 6 elemente. Pentru că A minus B înseamnă numerele din A care nu sunt în B. Dar B trebuie să pun neapărat încă 2, 3 și 7. Și noi acum la A trebuie să adăugăm 6 elemente pentru că A minus B înseamnă numerele din A care nu sunt în B. Și atunci trebuie să le adaugăm. Atunci mai pun 6 elemente. 9. Azi le punem 9. 10. Da. 15. Da. 4. 4. 21. 21. 5. Și? Nu știu, 5. 5. Deci, neapărat, numai așa A minus B îmi dau 6 elemente. Și B, la B trebuie să mai pun 8 elemente. Când B minus A trebuie să fie cardinal 8. Da. Adică mai pun încă 8. 6. Da, 6. 8. 12. Da. 17. Da. 22. 22. 34. 34. Și am pus 3, 4, 5, 6, am pus, mă te spun, 2. 30. 30. Și 0. Și 0. Perfect. 0 este și element. 8 am pus. Și acum. Trebuie să aflăm cardinalul A. De modelul ăsta, cardinalul A minus B este 6, cum spune aici. A lui B minus A este 8. Cardinalul intersecției este 3. 3. Atunci, are unii cu B și facem mai întâi, are unii cu B. Are unii cu B, o să... putem să facem și metoda noastră, dar acum o să punem noi... Noi trebuie să spunem... Mai întâi punem 2, 3, 7. Punem totalul. Da, 2, 3 și 7. Apoi o să punem 19, 15, 4, 21, 5,
6, 8, 12, 17, 22, 34, 30 și 0. Deci cât e elementare? Intersecția? Intersecția are... Nu, reuniunea. Are... Punem să numărăm mai ușor. Sigur, da. Da, numărăm. Că punem... Stai două secunde. 8, facem 8 plus 9. 8 plus 9 are 17 elemente. 8? De unde are 8? Pentru că B, numerele din B care nu sunt în A, sunt 8, fără 2, 3 și 7. Da. Și mulțimea A are 6 elemente plus cele 3 care sunt comune. Și 9 plus 8 e 17. Deci 9 plus 8 e corect, nu? Da. 9 sus plus astea 8, care am pus, face cât? 17. Din numărele astea, cum o să ajunge la 17? Păi facem așa. Deci că avem la numărul 17, la numărate, da? 17, cum ar da din cele 3? Păi simplu! 6 numere, 6 termeni care sunt la A, 8 termeni care sunt la B și cei 3 termeni care sunt comuni. Așa, 17 egal cu 6 plus 8 plus 3. 6 plus 8 plus 3 face 17. Am înțeles acum, cardinalul, să scriem acum, cardinalul. Lui A reunit cu B, iată formula pe care am pus-o la 8 puncte. Cardinalul de 8 înseamnă cardinalul lui A minus B plus cardinalul lui B minus A plus cardinalul lui A intersectat cu B. Iată-ne foarte exact și aceste lucruri merită să le ținem. Deci ca să nu-l memorăm, eu nu mi-aș propune să memorăm, dar ca idee, dacă reuniunea înseamnă... Dar trebuie să mai explic la data asta și mi-am spus același lucru. Da? Uitați, da, deci, am făcut foarte multe exerciții de genul și mi-ați mai dat formula să vă vreo două. Am mai dat-o pe asta, vă dat sau două ori, dar am mers cu un exemplu ca, dacă memoria mă lasă, iau și eu repede două mulții, nu neapărat cu foarte multe elemente, le iau cu două elemente comune și mai pun două, trei într-o altă și două, trei, patru în cealaltă și fac reunie intersectă. Diferența și ne-am duc aminte de formulă. Corect. 5 puncte. 1, da, 2, 8. 8. Rezolvat în N, ecuațiile. 8. Rezolvați. În N, ecuațiile. Ecuațiile. 8x² 8x. Minus 400. Minus 400. Totul împărțit la 20. Totul împărțit la 20. Îi dau și 20. Îi dau și 20. E tot așa destul de simplă. O să fie 8x la a doua. Deci 8. 8x la a doua minus 400. Este egal cu 400. Împărțit totul la... Păi nu, că ea zice egal cu 400. Deci 8x la a doua minus 400 egal cu 400, cred că e 20 la împărțit la 20, egal cu 20, da. Înseamnă 20 ori 20, da? Deci egal cu 20 ori 20, asta înseamnă că 400. Deci ce înseamnă că 8x la a doua? 8x la a doua este egal cu 800. 400 și cu 400? 800. 400 plus 400. Și egal cu 800. O să avem 8x ori 8x. Sau împărțim totul printr-un 9. A, împărțim mai printr-un 9 și o să fie x la a doua. Egal cu? X la a doua este egal cu 100. 100. Și atunci x la ce putere de 100? Cine? Și 10. Cine la a doua să facă 100? Cine? Dică x egal cu 10. Deci rezultă că x egal cu 10 pe masă. Și pe? Și să-i am citat. Da. Și B. Asta a fost A1. Da. B1. 9X plus 5. Egal cu... 9X plus 5 egal cu... 2X plus 2 pe lângă 3X plus 3. 2X plus 2 pe lângă... 3X plus 3. 3X plus 3. Stai două secunde. Păi aici o să fie...
plus 5. Deci 9 x plus 5 este egal cu 2x plus 6x plus 6. 2x plus 6x plus 6. 9 x plus 5 este egal cu 8x. Deci 9 x plus 5 e egal cu 8x plus 6. O scădem un 8x din ambimetrii. Și o să fie x este egal, x plus 5 este egal cu 6. Atunci x este egal cu 1. X egal cu 6 minus 5 și x egal cu 1. 5 puncte. Aici n-am fost decât să știm, să aplicăm distributivitatea. Nu așa? Da. Și la 9x plus 5 egal cu 8x plus 6, scădem 8x în ambii membri, rămâne x egal cu 6 minus 5 și un lucru elementar, da? Na, ca și vreme. Și un exercițiu 9, deci ați luat suma. Este egal cu 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus 3 ori 4 plus așa mai departe, plus 98 ori 99 plus 99 ori 100. Și trebuie să am o sumă, să calculăm. Din ce am observat, este că suma este din multiplu de 3. Asta e observație, prima mea observație. Adică, de 3? Nu, adică e din 3, 3. De asta. 1 ori 2, 2. 2 ori 3, 6. 6 și apoi 2, 12. Da, da. 1 ori 2 ăla e 2. Dar celelalte sunt multiple de 3. Adică cu 3 mai mult? Da. Păi 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6. Am zis că sunt multiple de 3. Deci 3. Următorul va fi? 3 ori 5. Nu, am vrut 4 ori 5 ori 4. 4 ori 5. Te-am mult? Să stii cu jocul, da? Să vedem ce facem. Trebuie să facem mai întâi mulțirile, ca să nu mai știu acolo. Facem. Și să vedem cam ce ar fi. 2 plus... 2 plus 6 plus 12 plus 20 plus puncte puncte plus 9 minus 100. Nu vine 100 de ultima. Deci, am luat prima dată, n-am mai învățit-o. Stai, că v-am învățit-o. O facem, să zicem. Eu cred că am prima dată, să nu e prea bună. Nu e prea idee, nu? Deci nu e prea bună. Trebuie să găsim o idee, că nu... Corect. Noi nu ne dăm bătuți. Deci ceva, trebuie să ne vine în minte. Păi să vedem cum se termină. Că se termină suma? De la 1, de la 1 la 99, sau de la 2 la 100. Sunt tot 99 de termeni. 99 de termeni. Sunt 99 de termeni și primul termen, stați că nu cred că se aplică la toți așa. Primul și ultimul termen, că nu cred că se aplică. E obligator să fii sub Gauss. Nu zic nimic că e Gauss. Nu e Gauss, pentru că e multe, da. Să se pară în aceeași cantitate, 2, 6 și 4, 12, 20, deci nu lucrează ca o sumă Gauss. Și niciodată au avut ori așa, 1 ori 2, 2 ori 3, 3 ori 4, și nu dat ca să facem noi 2 plus 6 plus 10. De la 2 la 6 e 4, de la 4 la 12 e, crește cu 2, e 6. De la 12 la 20 crește cu 8. De la 20 la 42, nu, de la 20 la cât o fi, așa și crește, adică suma, numărul respectiv crește cu 2. Se mărește cu 2 mereu. Adică se mărește cu 2 venind de la faptul că la asta, că 2, 6 minus 2 de 4 și acolo e diferență de 4, la următoare e diferență de 6, la următoare e diferență de 8. Între 2 și 6, deci ia diferență de 4.
Apoi diferența. Aceea diferență de 6. De 6 și apoi diferență de 8. Care e diferența între 3 și 2? Da, da, e de 6. Și apoi diferență de 8. Totul e un 10 și spun tot, deci un 10 asta. Dacă dăm un factor comun 2. 2? Peste tot am putea scoate, da? Da. Da. Și vine 2 pe lângă 3 plus 4. Deci e egal la 1. 2 pe lângă 1 plus 3 plus... Plus 6. Plus 3 ori 2. Plus 6. Da? 2 ori 3. Plus... Acum putem să scriem... Aici e cât e? 4 ori 5? 4 ori 5. 4 ori 5. 2 ori 5. 2 ori 5. Următorul ar fi 5 ori 6. Am următorul, da. 3 ori... 5. 3 ori 5. Nu 3 ori 5. Păi 5 ori 6. 5 ori 6, da. 3 ori 5. Nu știu, dacă mai vedem încă ceva de aici încolo... Putem să... Apoi poate... putem să-l dăm... Am putea să-l dăm și pe 3 în primele 2, apoi pe 5. Că la 2 ori 5, de exemplu, nu avem 3, ca să-l dăm mereu pe 3. Deci, aici, A înseamnă A, că tot ne ducem așa, și ar fi aici 90, nu, nu omorim ideea, deci încercăm poate ne agățăm de ceva. Ca a renunța la ea, 99 ori... Deci 99 ori jumătatea. 49. 49. 49 plus 99 ori 50. Da. Egal mai departe. Deci o primă idee cu 2 am văzut-o. Acum, ei sunt, în total, am zis noi, 99 de termen. Acum putem să vedem că... Dacă am renunțat la 1, ar fi 98 de termen. Vă gândesc, îi grupăm câte 2. Câte 2 se grupăm, poate o idee să se desprindă, sperăm noi. Deci, să lăsăm unul ăsta deoparte și am venit 2 ori 1, 2. Hai să zicem altfel. 2 ori 1, 2 plus 2 pe lângă bucata cealaltă care e de aici încolo. Și ar veni cât? 3 plus 2 ori 3. 3 plus 2 ori 3. O echipă. Plus? Plus, acolo să fie... 2 ori 5 plus 3 ori 5. 2 ori 5 plus 3 ori 5. O altă echipă. Plus și mai departe. Sunt 2 câte 2 acum. În capul discuției. Și vine 99 ori 49 plus 99 ori 50. Da. Deci 99 ori 49 plus 99 ori 50. Din fiecare putem să dăm un factor comun. Așa. Și zicem egal mai departe. 2 plus 2 pe lângă acolo. Așa. Deci 2 pe lângă. Prima ar scoatem un 3 în factor. Da, și o să fie 3 pe lângă 1 plus 3. Deci ce să zicem? 3 pe lângă 1 plus 3. Plus 5 pe lângă 2 plus 3. 2 plus 3. Plus puncte. Plus 99 pe lângă 49 plus 99. Plus 50. Da, plus 50. În paranteze. Deci e numărul consecutiv în paranteze. 2 plus 2 pe lângă. Deci să fie 2 plus 2 pe lângă... 3 ori 4. 5 ori 5. Deci 3 ori 4. Da, trebuie să continuăm, nu? Da, 3 ori 4 ar fi aici, nu? Da. Deci am scos pe 3, 1 și cu 3. 1 și cu 2 mai e. 1 și cu 2, 3 acolo. Așa. Că era o contradicție. 1 și cu 2 fac 3, 3 ori 3, 3 la 2. 3 la 2. 3 la 2 plus 5 la 2. Plus 5 la 2. Următorul ar fi... Plus puncte... A, plus... 3, 5, 7 ar fi. Corect. 7 la 2. Plus 9 la 2. 9 la 2. Plus puncte. Plus... Acolo ce-o fi? Acolo o să fie... 99 la 2. 99 la 2. Corect, 99 la 2. Acum avem totul la 2. Și putem, Ce ne încurcă lucrurile? Se rupe să schimbe. Nu este o sumă Gauss. Că suma pătrată. Uh-huh. Deci suma lui Gauss, o știm noi care este suma
că numele consecutive, așa, da. Știm așa, că... Unu... Deci, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n egal cu n, pentru că n plus 1, totuși împărțit la 2, nu? Primul plus ultimul, pentru că sunt ei, pe jumătate, împărțit la 2. Dar suma pătratelor, 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte, puncte plus n pătrat, nu mai știu. Egal cu suma pătratelor noștri. Deci, unde ne-am împotmolit? Ia să vedem. Ne-am împotmolit la etapa când am dus ideea până într-un loc și ne-am împotmolit la faptul că avem de făcut suma pătratelor, dar nu a tuturor numărilor consecutive, chiar a numărilor impare, deci cu atât mai dificil este, încât spunem așa, ne întoarcem la bază, pentru că s-o recunoaștem, am condus-o după ideea ta, nu? Și ea s-a urmat undeva. Nu, n-am anulat, n-am greșit, dar nu mai putem continua. Corect. Și l-am luat la capăt. Deci e egal cu... Suma, yes. Este egal cu... A venit ca suma, este. 1 ori 2. 1 ori 2. 2 ori 3. Da. Plus 3 ori 4, plus așa mai departe, plus 98 ori 99, plus 99 ori 100. 99 ori 100. Așteptăm o altă idee. Deci, asta, în varianta în care am abordat-o, n-am zis. Ai? Știi? Hai, am eu o idee, domnule. Să mulțim cu 3. Dacă tu te... Hai să vedem, dar de ce să mulțim cu 3 și cu 4? Mulțim cu 3 ca să fie peste tot multiplu de 3, că o să avem 3 ori 6, apoi o să avem... Și suma o mulțim cu 3. Apoi o să fie 6. În egalitate, ambii mei. Dar eu nu știu de ce cu 3. Nu știu de ce cu 3. Nu am zis pentru că dacă mulțim orice număr de acolo cu 3, o să, fie, o să ne dea multiplu de 3. De exemplu, 3 ori 6, 6 ori 9, 9 ori 12, apoi o să urmeze 12 ori 15. Nu știu. Și tot așa. Până să ajungem, aici o să fie... Vedem încă în perspectivă de ce am mulțit cu 3. Tu ai o idee. Mulțit cu 3, fără discuții, toți termenii din sumă corpii și strig așa dreapta multiplu de 3. Dar ce urmărește autorul nu ne-e clar. Nu dau să aflăm. Să vedem. Da? Rămâne în enigmă, hai să spunem, rămâne în enigmă, de ce cu 3? De ce cu 7? De ce? Pentru că e cam un mulțicuș. Ar da multiple de 7. Da. Să vedem cu 3 dacă nu le-am. Hai să vedem cu 3. Deci mulțim cu totul cu 3. De 3 ori suma. Și apare 3S. 3S, 3 ori... 1 ori 2 ori, lăsăm așa, ori 3. Plus 2 ori 3 la ori 3. Plus 3 ori 4 ori 3. Plus 4 ori 5 ori 3. Plus... Așa mai departe. Așa mai departe. Plus 98 ori 99. Ori 3 plus 99 ori 100 ori 3. Și în acest moment îl mulțim. Adică putem să mulțim. Dacă mulțim, mulțim. Și bine ar fi să putem pune în evidență suma din anterioară. Exact. Asta ne propunem. Putem să o punem, așa, sub suma aceasta, domnul profesor, scrieți suma egal cu 1 ori 2. Deci sub asta se scrie, da? Da. Yes, egal cu 1 ori 2. 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus 3 ori 4 plus 4 ori 5 plus puncte puncte plus 98 ori 99 plus 99 ori 100.
Și acum o să scădem sumele între ele. Adică nu, poți să faci asta, nu? Păi dacă îi scăți membru cu membru, apare 3S minus S, egal cu 2S, de parcă aș face ce lucru. Aș mulți cu 2, mai pe suma aceea. Deci, obiectivul meu este ca în dreapta să încerc să pun în evidență IES-ul ăsta. IES-ul inițial. IES-ul inițial. Putem să dăm pe 3 un factor comun. Păi dacă îl dăm pe 3 în factor comun, este exact cea de înainte. Da, corect. Și ar fi 3 cu 3 simplificat și n-a făcut nimic. Deci ideea de a mulți cu 3... S-a spus 2 plus 3. N-am descoperit care a fost enigma. Am sperat că după înmulțirea cu 3 vom vedea ce se întâmplă. Și din păcate nu vedem. Ștergem de subțitul că nu am făcut-o cu gândul că... Poate vedem. Vedem ceva, dar n-am văzut. Și atunci are 3 o sumă, da. Că aici am ajuns, este egal cu 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3, ori, în loc de 3, scriem 4 minus 1. Aaa, ce chestie. De ce? 3-ul ăsta. Care noi l-am adus. Care l-am pus peste tot. Aici îl vedem 4 minus 1. Acolo îl vedem ca fiind 5 minus 2. 5 minus 2, dar de ce? Și la sfârșit îl vedem 100-97. Deci, hai să ne străduim să vedem motivul. Exact. Deci, în clipa în care pe 3-ul ăsta, cu care am mulțit, îl vedem ca fiind... 4 minus 1. 4 minus 1. Care a fost ideea autorului? De ce îl vedem ca 4 minus 1? 4 minus 1 vine 2 ori 3 ori 4. Ori 4, dar minus 1 vine 3, totuși, nu-i 4. Minus 1, când înmulțește 2 ori 3 minus 1, face un S, pune în evidență acolo. 2 ori 3 ori 1 și face parte din 2 ori 3 ăsta. Trebuie să fie o legătură așa. Să încercăm. Da, da. Deci 3 S. 3 S. De acolo, continuați. Egal cu 1 ori 2 ori 3, lăsăm așa. 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3. Și în loc de 3 ori, scriem 4 minus 1. 4 minus 1. Este 4.